Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. La fiecare început de an, cu toții ne punem dorințe, ne stabilim scopuri, ne facem planuri plini de entuziasm. Psihologii spun însă că între dorințe și scopuri există o diferență. Cum ne stabilim dorințele și scopurile și cum le atingem, ne învață invitatele mele de astăzi, doamna Lidia Mohârță, psiholog, și doamna Anca Pătrașcu, coordonator proiect. Bună ziua, bine ați revenit în platoul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit și La mulți la ani! mulți ani, da. Un an așa cum vi-l doriți. Ce este de fapt o dorință și ce este un scop? Da, e bună întrebarea pentru că marea majoritate a celor, a oamenilor fac o confuzie între dorință sau motiv și scop. E o diferență. De la motiv ajungem către scop și important este și cum, pentru că dacă nu înțelegem diferența dintre ele, ori de câte ori ne formăm un scop, el nu va fi un scop realizabil. Când vorbim despre dorință, vorbim despre motivație, da? Dacă vorbim despre motiv, și totul pleacă de la întrebarea de ce. De ce vreau să fac ceva? Dacă tot e început de an, hai să Da. zicem că ne propunem ceva. Dar n-aș propune să se lase de fumat, că Da. am discutat despre asta, da? De ce trebuie să te lași de fumat? Sau de ce vrei să te lași de fumat? E foarte important ca motivele astea să fie personale. De multe ori confundăm motivele. Ele toate vin din exterior, ca și motivația poate fi extrinsecă sau intrinsecă. Din exterior este pentru fumez, pentru că grupul în care sunt eu fumează, vreau să mă las de fumat pentru că mai nou s-a interzis fumatul în incintă și trebuie să ies de fiecare dată afară la colț să fumez. Astea sunt niște motive externe. Exterior. Dacă discutăm de motivație internă, aici avem și aici vreo trei planuri așa de discutat. Discutăm o dată din punct de vedere al emoțiilor. Vreau să mă las de fumat pentru că mi-e frică. Mi-e frică poate că Mă mă îmbolnăvesc. îmbolnăvesc. Vreau să mă las de fumat pentru că grupul meu din care aparțin s-a lăsat în totalitate și atunci cumva eu nu mai fac parte din grupul ăla dacă continui să fumez. Și iarăși este o frică. Sigur, e o frică Ajungem la socială, frici. da? E frică Da. socială, da? Deci, întotdeauna există un plan intern și unul extern. De preferat ar fi să-mi stabilesc aceste motive pentru care vreau să fac ceva. Deci, vreau să fac este scopul, de ce fac este motivul. Și parcursul ăsta de la motiv până la scop ține de un plan. Adică ar trebui să-mi stabilesc un plan de bătaie, cum anume ajung de la motivația de a face ceva către un scop. De ce spun asta? Pentru că motivația, așa cum discutam și mai devreme, e destul de limitată. Dimineața s-ar putea să fiu foarte motivată să mă las de fumat. Voința, da, e o resursă Dimineața nu limitată. prea, că e E cafeaua aia și cafeaua, te tentează. da. Dar pe parcursul serii, dacă e să o luăm cu mișcarea sau dacă e să o luăm cu mâncatul, da, dimineața ai oarecare motivație sau la începutul anului, ești foarte motivat să faci, îți faci o listă de to-do, de ce vreau să fac anul ăsta, vreau să fac o mulțime de lucruri și dacă le las așa la o listă de genul ăsta, dacă am trecut de 25% sunt cel mai tare, dacă am trecut de 50% deja e un real succes. Ei, cum am putea să facem să trecem de la 20 la 50? Asta e Asta este important. important, acest plan despre care discutam. Da, dar înainte să discutăm despre plan, ar trebui poate scopul să ne-l stabilim foarte bine. Și un scop ca să fie foarte bine stabilit ar trebui să aibă cât mai multe date numerice, adică să măsurabile, să stabilim clar o dată în care vrem într-adevăr să realizăm lucrul respectiv, să intervenim cu cât mai multe măsuri. Scopul, la fel, poate ar trebui precizat că trebuie să fie totuși dificil. Ceva facil nu ne motivează, degeaba ne propunem ceva care e simplu și ușor, nu, ne lăsăm mult mai repede. Pe când dacă este provocator, are o latură dificilă, prin însăși latura aceasta ne Dar mobilizează să și ne fie cât de cât motivează. Și realizabil, adică realizabil, să cred nu că pe fie urmă fantezist. cădem în, da, cădem în partea cealaltă și suntem descurajați și Noi vă propunem renunțăm un la acronim, SMART, Smart. adică scopul trebuie să fie SMART, să fie un scop care este sesizabil, da? Un scop măsurabil, să poți să-l măsori, să fie accesibil, să fie realist și să fie în timp. Deci dacă ține minte lucrurile astea când ne stabilim Perfect. un scop e foarte Deci la important. începutul anului sau de multe ori noaptea dintre ani scoatem lista și unii psihologi specialiști recomandă doar 10,
scopuri, alții 20 sau nelimitat. E bine așa să avem o limită în a ne pune scopurile? Numărul scopurilor? Cred că mai important este motivația. Adică ar trebui să luăm lucrurile puțin invers pe procesul care este motivația cea mai importantă pe care o am. Pentru că dacă nu există un motiv bine întemeiat în spatele acestui scop, unele dintre ele s-ar putea să se piardă pe parcurs. Așa că am putea să facem o listă în ordinea motivației. Cred că deci trebuie să știi ce vrei. Ce vrei, sigur că da. Asta este foarte important. Și dacă luăm fumatul, că tot am zis că Dana se lasă de fumat de la 1 ianuarie, ar trebui să îți propui, în primul rând, o perioadă de timp în care vrei să te lași de fumat. Pentru că dacă spun doar așa, vreau să mă las de fumat... Sau de luni, exact. Așa că important este să stabilim niște limite. O să spunem, domnule, începând cu 15 ianuarie, hai să nu zicem cu 1 ianuarie, pentru că... Că sunt sărbătorile. Exact, așa. Mai aparte. Dați, începând cu 15 ianuarie, până la data de, și să stabilim aici, iarăși e o tehnică în psihologie. Dacă o să spună până la data de 30 decembrie 2018, s-ar putea să fie prea lung și scopul ăsta o să-mi propun să fumece un sfert de țigare fiecare zi ca să ajung. Nu. Ideal ar fi să ne propunem acest timp, această măsurabilitate a scopului, să fie una realistă. Adică am putea spune că în trei luni ar fi un termen ideal, da? Dar nu mai puțin de 21 de zile, pentru că 21 de zile orice obicei bun sau rău se formează. Și atunci undeva între 21 de zile și 3 luni ar trebui să-mi stabilesc finalul acestui proces, da? Pentru că important este procesul. Păi și ce fac în tot acest timp? Fumez din ce în ce mai puțin sau spun odată stop? Depinde. Fiecare are felul lui în care. Și aici pot spune că vorbesc din propria mea experiență. Am fost fumătoare și în momentul în care am decis să mă las de fumat, a fost un proces treptat. Da? Deci, într-adevăr, la vremea respectivă nu aveam idee despre această știință din spatele scopului, dar într-un fel sau altul am intuit-o. Da. Așa că dacă Dana își propune ca după 15 ianuarie să să înceapă procesul de a se lăsa de fumat, să zicem că maxim la 15 martie, nu, 3 luni, ar trebui procesul încheiat și până atunci să spunem că poți fi declarată ca la alcoolici anonim, spunem la lăsatul de fumat, atunci spunem, sunt o nefumătoare, poți să spui că ești o nefumătoare. Deci asta este foarte important. Realitatea și cum îți creezi acest timp determinat. Deci scopul în sine ar fi acesta. Dana se lasă de fumat, începând cu 15 ianuarie, iar procesul se va termina, începând cu 15 martie, este total nefumătoare. Asta e ideea de a formula un scop bine definit. Adică fixarea intervalului de realizare. Exact, pentru că altfel ne pierdem. Dacă este prea lung, la un moment dat mai am timp, creierul e foarte șmecher, el găsește imediat scuze, imediat o da? Scuză și amânarea, da, e mai încolo. Asta e o problemă cu care ne confruntăm mulți dintre noi, amânarea. Da, amânarea... Cum combatem? Amânarea, și încercai un element important ca să evităm amânarea, ar fi angajamentul. Și mai este angajamentul public. Și, de exemplu, ca să înțelegem mai bine partea aceasta de angajament, am putea face acum un mic experiment. Experimentul a avut loc în 1955. Și, de exemplu, suntem în cadrul unei examinări, ni se dă o foaie de hârtie pe care are trasate niște linii banale și suntem rugate toate trei să estimăm lungimea liniilor. 20-60 de centimetri, nu știu, o estimare. Diferența constă în faptul că, de exemplu, eu fac estimarea, dar nu o comunic mai departe, o știu doar eu. Livia, de exemplu, face estimarea, o trece pe o tablă, dar o șterge imediat, deci nu e vizibilă din exterior, pe când tu, Dana, face estimarea, o treci pe hârtie și o înmânezi examinatorului. După un timp, examinatorul revine cu rezultatele, primim feedback-uri negative, toate trei, bineînțeles fabricate. Întrebarea este cine își susține în continuare și este mai responsabilă față de ceea ce a declarat. Eu, pentru că nu m-a văzut nimeni, am păstrat pentru mine, nu sunt prea interesată și nici n-am cum să combat. Livia poate, pentru că scrind totuși pe un suport estimarea respectivă, e mai focus, e mai înclinată să
mă rog, să mai discute cu examinatorul, pe când tu, dacă ai scris și a rămas scris, ai o dovadă și ești mai îndreptățită să-ți... Deci mi-am făcut angajamentul public. Da, așa și cu angajamentul public. În momentul în care îl scrii, și mai ales dacă îl scrii de mână, deci nu pe mail sau pe la calculator, ci efectiv scrisul de mână, clasic, și îl și înmânezi unei persoane care are, care contează pentru tine sau pe care o investești cu o anumită autoritate, în momentul acela te autoresponsabilizezi. Deci angajamentul nu trebuie să fie doar față de mine. Nu, da, e foarte important. Da, tocmai de aceea, pentru că făcându-ți un angajament tu cu tine, ești tentat să te păcălești, să te minți mai ușor. Pe când luându-ți angajamentul în fața celuilalt sau a unei persoane, de obicei o persoană în care ai încredere, în cazul fumatului, dacă o luăm, ai putea să se ia angajamentul. Acum am făcut angajamentul public. Da, 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 angajamentul public, exact. Da. Ai publicitate din sănătate, exact. Da. De altfel, în sprijinul acestor cercetări, acum sunt și niște site-uri unde poți să, așa se și numește angajament.ro, unde poți să-ți iei tot felul de angajamente pe care, dacă la un moment dat nu le respecti, poți să și plătești. Te pune să și plătești, că nu te-ai ținut de cuvânt. Adică, dacă și atunci ești mult mai motivat. Exact. Apar acele motivații constrângeri, pentru că motivația are și ea morcovul și bățul, nu? Adică discutăm și despre constrângeri, nu numai despre partea internă, intrinsecă. Deci noi luăm un angajament public pe care fie îl mânăm cuiva, familiei sau unei persoane foarte dragi, sau de ce nu, poate cerem ajutorul cuiva. Putem merge la psiholog. Ajutor de specialitate. Da, putem merge la medic, putem merge la un grup care au aceeași problemă și atunci, luându-mi acest angajament public, mă ajută și mă susține. Foarte mare importanță în acest mod de a-ți stabili un scop și de a ajunge la... Important este procesul prin care ajungi la finalizarea lui cu succes, pentru că acum nici eșecul în astfel de situații nu trebuie luat foarte asta tragic. Asta voiam să vă întreb, dacă nu ne atingem obiectivul, privim ca pe un eșec sau ca pe o provocare nouă? Depinde aici în ce măsură. Dacă am depus suficient de multe diligențe pentru a ajunge și la un moment dat să spunem că îmi propun să alerg la un maraton de 40 de kilometri și constat la un moment dat în antrenamentul meu că nu pot să-mi ating acest scop de 40 de kilometri din motive de sănătate sau din motive care nu țin neapărat de felul în care eu mi-am structurat scopul, atunci să spunem că nu este neapărat un eșec, e o provocare. Dacă discutăm de situația asta cu lăsatul de fumat, s-aș spune aici că mai degrabă am învățat ceva, am învățat ce anume n-am reușit să respect din programul respectiv, unde anume motivația mea a căzut, de ce a căzut, ce a fost în spatele acestor motive, ce emoții au fost în spatele acelui motiv care nu a fost bine analizat și atunci învăț ceva ca data viitoare, când îmi propun din nou, să pot să am un succes. Spuneam că suma eșecurilor plus suma succesului. Nu? Deci nu trebuie să privim totul ca pe un eșec, ci și ca pe o provocare. De aceea trebuie să ne facem un plan. Deci să facem un plan și o strategie. Da. Și să vorbim de plan. De plan, da. Planul trebuie să fie foarte amănânțit și pentru aceasta e bine să-l împărțim în mai multe planuri, în mini-scopuri, cum spunem noi. Adică dacă vorbim tot de fumat, ne întoarcem tot la zona de fumat, de exemplu, primul punct din plan să amân un pic momentul în care ies la fumat. Poate, da, îmi vine acum să fumez, dar mai aștept un pic, măcar 5 minute. Și poate timp chiar simplă așteptare o să mai înjumătățească țigările fumate. Revenim la, apropo de alergare sau așa, hai să nu zicem că ne propunem la un maraton. Dacă, de exemplu, ne propunem să alergăm un kilometru și la final să nu leșinăm complet, atunci începem pas cu pas, ne propunem în prima zi, ne alegem cadrul în care vom alerga, ne stabilim. Pormă, în următoarea săptămână, ne ocupăm de echipament, care poate să fie și un declanșator foarte bun, că altfel alergi cu echipament care nou. Îți place și nou. Da. În urmă, cerem sfatul unei persoane care a mai făcut lucrul ăsta și poate să ne ajute. Pe urmă, ne stabilim, de exemplu, în prima zi nu alergăm din prima atât de mult, ci alergăm 30 de secunde, după aceea mergem pas normal 2 minute și tot așa. Și încercăm, pe urmă, să stabilim acest
această rutină pe un anumit interval. Și așa continuăm pas cu pas. Deci trebuie să un plan foarte bine amănunțit și care tot la fel să conțină multe date. E bine, pentru că datele astea ne ancorează cumva și creierul întotdeauna, exact cum spunea și Livia, încearcă să vadă diferențele și pe urmă să le elimine. Deci cumva să se alinieze la ceea ce ne dorim. Și planurile scrise pe hârtie pentru că... Da, atât mai ușor le monitorizăm. Trebuie monitorizate și monitorizarea e o altă etapă a scopului. Deci așa când mi-am pus un scop, e simplu. Poate că e foarte simplu. Dar dacă înțeleg și mecanismele din spate, de fapt toate mecanismele astea vin cumva să ne confrunte cu propriile erori ale noastre, da? Sau propriile mici eșecuri posibile. Noi anticipăm ce s-ar putea întâmpla până la sfârșitul realizării acestui scop și de asta îmi fac un plan. Monitorizarea, cum bine ai spus, Dana, este un lucru foarte important în realizarea unui scop, pentru că dacă nu mi-am făcut acest plan dinainte cu scopuri mici, atunci nu am ce să monitorizez, nu am ce să evaluez. Deci, da, ok, mi-am propus să mă las de la 15 ianuarie de fumat, dar vreau să văd până la sfârșitul lunii ianuarie am reușit și pot în felul ăsta să-mi ofer și o mică recompensă. Adică aș putea să spun, dacă fumezi un pachet de țigări pe zi, să presupun... Uite, am făcut economie și am rămas cu ceva bani. Și pun banii aia deoparte, adică efectiv pun deoparte și constat că la sfârșitul ianuarie mi-am cumpărat o pereche de pantofi favorită. Da, este o recompensă. Da, e o recompensă. Sau poate că persoana care mă monitorizează pentru că mi-am luat acel angajament public sau persoana care mă susține, numim sponsor, da? Da. Respectiv îți spune, uite, dacă până la sfârșitul lunii ianuarie reușești să reduci, să spunem, 10 țigări din câte fumai sau să reduci la un sfert sau depinde de planul realizat, în momentul ăla deja putem să mergem împreună, nu știu, într-o vacanță sau un lucru care să-ți creeze o stare de bine. Este pasiunea. Da, okay. Deci da. O să spunem, mergem în vacanță într-un loc exotic și o să fie foarte bine. Deci asta e importantă, foarte importantă și monitorizarea. În absența monitorizării, de fapt, monitorizarea este și un fel de trigger pentru motivație. Știi că cineva te va monitoriza și ăsta e motivul pentru care nici nu ne dorim uneori să facem publici lucrurile astea, pentru că, zicem, e rușine dacă eșuiez, da? Așa, monitorizarea vine... Și apar tot felul de temeri. Exact. Și monitorizare cumva apare, cumva, jena față de persoana care ți-a luat angajamentul sau care te monitorizează. Măi, important este și grupul de suport. Deci e foarte important dacă reușim în acest lucru să avem un grup de suport și vedem că cineva a reușit din grupul respectiv, e o motivație în plus, e un lucru în plus care mă susține. Da, dar dacă spun mi-e rușine de cel care mă monitorizează, dar în sinea mea totuși nu doresc acel lucru, nu mi încalc așa puțin pe suflet, cum se zice. Sigur că există o disonanță între ceea ce îmi doresc și ceea ce gândesc. Și aici apare o problemă emoțională, dar tocmai de aceea când mi-am stabilit scopul și motivele, m-am asigurat, și asta e o chestie de ecologie, dacă e să spunem așa, m-am asigurat că scopul ăsta este valoros pentru mine. Pentru că dacă scopul nu este valoros pentru mine și o fac așa pentru că e la modă, atunci s-ar putea să mă confrunt cu astfel de frustrări și e clar că eșecul e mai aproape decât într-o situație în care am un scop valoros și un scop de care merită dus. Efectele sau ceea ce se întâmplă când ajung la finalul acestui proces cu adevărat mă... La începutul stabilirii unui scop suntem așa cu toți entuziasmați, o să fac, sigur, până la finalul anului fac asta, asta, asta. E, așa ușor în timp scade acea energie și așa focusare pe obiective. Cum ne menținem atenția vie acolo? Într-adevăr, focusarea scade în timp și putem să ne amintim și de Ulise, că a fost tentat de sirene și, mă rog, a rugat marinarii să-l lege de catarg. La fel și noi sunt foarte multe tentații de a renunța, într-adevăr. Să, apropo de fumat, da, nu astăzi, las să încep de mâine sau așa, apropo de alergat, știu eu, nu astăzi că e urât afară, nu ies sau lucruri de genul ăsta. Important este totuși să depunem efort, pentru că, într-adevăr, orice dezvoltare se face în prezența unui obstacol. Deci trebuie totuși un efort depus, o mobilizare.
La fel, nu ne dăm bătuți. Nu știu, nu ne dăm bătuți. Trebuie să ne luăm în calcul încă de la început posibilele obstacole. Da. Și în cazul ăsta, de exemplu, revin mereu la mișcare, știu. Da, da. Ne punem de cu seară, de exemplu, echipamentul lângă ușă. Când ne trezim, nu bem întâi cafeaua sau fumăm o țigare sau ceva. Nu, pur și simplu ne ducem la baie. Și dacă afară plouă? Nu contează. E minunat, noi am avut un astfel de program cu ieșitul de dimineață. E adevărat că în primele zile e foarte greu, dar contează foarte mult zona de suport, dacă mai există persoane apropiate care fac același lucru. Și, într-adevăr, când știi că și altcineva a ieșit și a ieșit afară și aleargă, ieși. La început, într-adevăr, efort. Adică, pur și simplu, te îmbraci, ieși pe ușă, nu-ți convine, cu siguranță, dar totuși ieși. Întoarcerea, însă, după ce ai făcut ceea ce ți-ai propus, scopul acela valoros, contează, pentru că satisfacția pe care o ai la întoarcere e foarte, foarte mare. Și, la fel, apropo de treaba asta, m-aș întoarce un pic la recompense. Ca să institui un obicei bun, mă rog, e valabil și pentru obiceiurile mai puțin bune, dar acum ne focusăm pe acestea, e foarte importantă o recompensă la finalul fiecărei etape. Adică am ieșit afară, am alergat, de exemplu, și mi-ofer o mică recompensă. Nu mi-ofer, știu, o prăjitură, că nu este în acord cu scopul, sau o țigară, nu. Mi-ofer un măr sau un suc care îmi place sau ceva genul ăsta, dar de fiecare dată îmi ofer o mică recompensă. În timp, recompensa aceasta nici nu o să mai devină necesară, pentru că activitatea în sine devine recompensatoare. Și în timp totul devine firesc, apropo și de automatismul care se instaurează și... Cele mai mari provocări în atingerea scopurilor vin din exterior sau din interiorul nostru? Păi, și din exterior și din interior. Sigur că o provocare din exterior este pentru că apare un comportament dezirabil social, da? Să spunem, acum e la modă să ne lăsăm de fumat, da? Pentru că cele mai multă lume spune că și toate studiile arată cât de nociv este fumatul, dar trebuie neapărat să am și o motivație interioară și cum ar fi, de exemplu, în momentul în care m-am lăsat de fumat, știu că natura o să fie mult mai albă. Dacă mă las de fumat, știu că respirația va fi mult mai ușoară. Dacă mă las de fumat, știu că voi avea o sănătate mai bună. Deci sunt lucruri care sigur că mă motivează și din interior. În general se spune că între motivul interior și cel exterior, cel interior trebuie să primeze, dar de foarte multe ori, pentru că așa suntem obișnuiți, morcovul și bățul, adică motivația sau constrângerea aia exterioară, joacă și ea rolul ei destul de important. Deci, da, scopul ales, să spunem, în cel cu cu lăsatul de fumat, da, poate că e important ca și cei din jurul nostru, exteriorul, să ne ajute, dar foarte important este și că mi-am propus și să mă țin voința cu care ajung la final. De asta spuneam că poate la un moment dat, în etapele construite pentru lăsatul de fumat, trebuie să intervină și planifica dinainte momentul în care nu mai îmi cumpăr țigări. Da, deci ar trebui că să existe și acel moment. Nu mi-l pot face imediat acest lucru, pentru că de mâine nu mai îmi cumpăr țigări, pentru că interdicția sau fructul oprit, da? Este tentant și atunci o să am tendința de a simți că nu e în regulă, ceva nu e în regulă. Așa că pot să-mi propun la un moment dat la mijlocul programului, în momentul ăsta, să spunem, de la 1 februarie, sau de la 15 februarie, nu o să mai îmi cumpăr niciun pachet de țigări. Eventual, dacă mai am prin casă pe undeva... le ascund și pe alea. Sau da. Și asta poate fi un plan, un proiect pe care îl pot integra sau un miniscop. Da? Drumul meu nu mai trece pe la casa de marcat care are țigări. Da? Am văzut mai nou acum că sunt case de marcat care nu mai vând țigări, special pentru cei care încearcă să se lase de fumat. Deci, psihologic vorbind, antrenăm atenția, antrenăm voința, motivația, dar și plăcerea. Absolut. Fără plăcere. Și ajungem la plăcere versus dorință. Da. Aici lucrurile sunt foarte interesante din punct de vedere al creierului, pentru că plăcerea în sine durează foarte puțin, câteva secunde. Ceea ce ne duce pe noi către plăcere este tocmai dorința. Dorința este factorul motivator. Da, procesul, drumul până acolo este cel care ne ține foarte mult în priză, ne ține în energie, altfel spus, în momentul în care am îndeplinit lucrul respectiv și a apărut plăcerea,
deja s-a terminat. Ne gândim la altceva. Și da? Dacă discutăm de plăcere și de dorință, acum o foarte mare discuție, chiar și la Târgul de Carte, s-a lansat o carte pe tema asta cu fericirea. Întrebându-ne ce este fericirea, de ce fericirea este așa de importantă și cum ajungem și la iluzorie. Ea. Da, și iluzorie. Da. Da, și aici aș puncta puțin apropo de fericire și de relația noastră cu seniorii. Studiile spun că fericirea crește cumva starea asta de bine, care este pe de o parte hedonică, da, cea care vine cumva din exteriorul nostru, în sensul în care sunt fericit că, eu știu, mi-am luat o casă, că mi-am luat o mașină, că am un salariu bun, și o fericirea sau starea de bine, că mă numi fericire interioară, eudaimonică, da? Ceva din interior, care consider un lucru valoros, am realizat ceva, am ajuns undeva, are sens ceea ce fac. Și componentele astea două împreună îmi creează fericirea. Studiul respectiv spunea că în marea majoritate a statelor europene fericirea urcă undeva până pe la 20 de ani, da? E perioada aia foarte fertilă pentru toți, când totul e posibil, general, tot ce vrem se înfăptuiește și așa pare, după care începe să scadă până pe la 35, după care intră într-un platou, până în jur de vârsta de 56, de unde, paradoxal, după vârsta de 56 de ani, începe să crească chiar mai mult decât, așa cum cercetătorii o cuantifică în niște procente, mai mult decât era la 20 de ani. Deci, numai că același lucru nu e valabil și pentru România. Studiile spun de că... ce? Aici trebuie să vedem de ce. Studiile spun că România după 20 de ani scade și scade și scade și, din păcate, nu prea există nici perioada asta de platou, nu numai România. Mai sunt și alte țări, în general în țările latine și în Africa, deci țările probabil în care nu există încă o cultură a stilului de viață. Apropo de ce discutam de stilul de viață, yes. Și se pare că există o mare legătură între stilul de viață, starea de bine, nevoia de sens pe care o dăm vieții noastre și fericire. Astfel încât dacă avem nevoie sau dacă am putea face ceva pentru noi, poate și la nivel, spune că starea de bine și starea de fericire îți asigură și sănătatea și invers. Ele se interconectează unele cu celelalte. Aproape că un studiu ne vorbește despre, făcut pe un grup, pe 150 de perechi de gemeni. Și pe aceste perechi de gemeni s-a făcut un studiu să vadă cât la sută influențează mediul, starea lor de bine și de sănătate, în primul rând, și cât la sută influențează genele. Și s-a constatat că, de fapt, mai important decât moștenirea genetică în starea de în sănătate și în, este mediul. Deci, de asta spun că mediul este foarte important în felul în care mă raportez la el, cum îmi schimb eu stilul de viață, starea mea de bine, ca după apoi să răsfrângă în sănătate și în speță în fericire. Eu nu vreau să cred că trebuie să plecăm din România ca să fim niște seniori fericiți. Cu siguranță nu, asta e clar că nu. Una dintre problemele cu care cred că ne confruntăm noi, în apropo de accesarea stării de bine, este că nu știm să ne bucurăm de lucrurile aparent banale și mărunte. În general, fericirea e făcută și construită pe lucruri mărunte. Ca și scopurile. Degeaba îmi propun un scop foarte, să spunem, lung, pe perioadă lungă de timp și un scop greu de atins, da? Așa, făcând comparație cu fericirea, o să spun, domnule, sunt fericit dacă o să ajung să-mi iau o casă cu piscină, nu? Da. E clar că s-ar putea să nu-l ating niciodată și trebuie să analizez înainte lucrurile astea. Pot să ating un astfel de scop? Pentru că dacă nu pot să ating un astfel de scop, e clar că îmi creez și o stare de nefericire la sfârșitul acestei perioade. Important să mă bucur de orice, să mă bucur că într-o dimineață am ieșit la alergat la prima oră și era răcoare afară și eram singură, ca și cum parcul ar fost al meu. Să mă bucur că am reușit să fumez mai puțin cu 10 țigări astăzi sau pe o perioadă de o săptămână și asta se va vedea probabil în analize sau în felul în care respir și văd că respir mult mai bine. Să fiu fericit dacă... Și un mare factor în fericire l-are și componenta de gratitudine. Dacă sunt și intru într-un proiect de voluntariat, de exemplu, dacă acord un pic de atenție celor din jurul meu într-o, să spunem, proactivitate socială, toate lucrurile astea mi-aduc și îmi cresc nivelul de fericire.
Și spuneați de timp pentru realizarea unui proiect. Există un timp maxim pe care trebuie să-l stabilim? Adică, nu știu, un an, doi, când vorbim deja de câțiva ani, este mai dificil? Dacă ne stabilim un obiectiv pe 3 ani? Mai important ar fi timpul să fie un timp măsurabil, ca să am și un feedback. Da? Deci e foarte important dacă eu, când îmi stabilesc acest scop, mi-am stabilit un timp pe care îl pot controla. E foarte greu să-mi dau seama ce o să se întâmple peste 3 ani. Mai bine împart acel scop mare în niște scopuri mai mici și nu e cazul fumatului. Aici. Nu pot să spun, ăsta e un tertip, deci nu. O să spun, mă las de fumat peste 10 ani. Asta de exemplu cu casa. În 3 ani vreau să-mi iau o casă. Este un obiectiv realizabil. Este un obiectiv realizabil, dar trebuie început undeva, etape mici. Poate întâi trebuie să-mi cumpăr un teren, da, ca să pot să-mi fac o casă, sau întâi trebuie să fac un credit la bancă. Fac un credit la bancă sau întâi trebuie să-mi schimb jobul să pot să am un salariu mai bun care să mă facă eligibil pentru un credit la bancă. Și atunci monitorizăm acești pași. Exact. Mici. Și încerc și îmi propun atunci un pas mai mic pe care pot să-l realizez și pe parcurs ar putea să mai schimb o parte din mine obiectiv. Să constat că, da, am un job mai bun și sunt foarte încântată și firma la care lucrez să spună, uite, pentru că ești un bun angajat, o să-ți oferim o casă. Și, sau nu mai vreau o casă cu piscină, vreau un palat. Exact. Da. Deci obiectivele se pot schimba, da, pe pentru parcurs. Pentru că frica de eșec, da, atunci când îmi stabilesc un obiectiv pentru termen foarte lung, s-ar putea să mă pierd în el, iar frica de eșec mă face să nu întreprind nimic. De altfel, apropo de mărirea de salariu, că tot am intrat aici pe un punct sensibil, se spune că atunci când îi acorzi unui om o mărire de salariu, este mai puțin nefericit decât dacă îi scade aceea sumă din salariu. De exemplu, dacă să spunem că salariul se mărește cu 100 de lei sau cineva îți taie 100 de lei din salariu, ești mult mai nefericit când îți taie decât când îți dă. Asta apropo de cum funcționează creierul nostru, deși suma este aceeași, dar așa că am putea să... De asta e important să ne calizăm pe lucruri realizabile, nu pe lucruri pe care nu le realizăm și pe care le resimțim de 3 ori mai puternic decât pe cele pe care le putem realiza. Eu vă mulțumesc pentru toate aceste sfaturi și trucuri pe care ni le-ați dat astăzi, să vă realizați toate scopurile anul acesta și mulțumim nu numai. La fel. Și vă mai așteptăm în platoul nostru să dezbatem și alte subiecte. Mulțumim! Mulțumim. Doamnelor și domnilor, încheiem discuția, sunt Dana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi excelentă, pe curând! Thank you.